Bună ziua, dragii mei, dragile mele, bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem despre ce poate fi vorba azi pentru voi. Pentru aceia dintre voi care vă doriți să știți mai multe despre relația voastră de cuplu, încotro se va orienta aceasta în perioada care vine, sau pentru cei care sunteți singuri, singure, simt că și voi vă doriți să știți dacă această situație se va rezolva pentru voi cumva, sau în sensul că veți întâlni și voi persoana pe care doriți să o întâlniți, sau pentru cei care sunteți în separare, de parteneri, de partenere, simt că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în relație cu voi. Haideți să vedem, dragilor, despre ce este vorba în această etalare. Iată că simt aici, pentru mulți dintre voi, o situație delicată de suflet, o situație din care voi abia ați ieșit, dar ați ieșit cu brio. Se pare că, dragii mei, dragile mele, multora dintre voi vi s-a împietrit inima în voi din cauza unei anumite dezamăgiri pe care ați trăit-o în legătură cu un partener sau partenera de-a voastră. Se pare că acesta sau aceasta s-a arătat mai degrabă pasionat, pasional în altă relație. Se pare că această persoană ta s-a arătat foarte atras sau atrasă de o altă persoană, da? Și te-a lăsat pe tine puțin cu ochii în soare, cum s-ar spune, da? Acest lucru a creat foarte multă dezamăgire în sufletul tău, dar iată că în perioada următoare văd că vă orientați din nou spre soare, da? Spre bucurie. De ce? Pentru că va sosi momentul în care și voi să fiți fericiți sau fericite, dragii mei, dragile mele, va sosi momentul în care și voi să vă luați răsplata, să vă luați plata pentru toată suferința pe care a trebuit să o îndurați din partea acestei persoane. Știți cum este, se întâmplă întotdeauna și reversul medaliei, astfel încât voi să primiți tot ceea ce aveți nevoie pentru a vă umple de energie bună, pozitivă și tot ceea ce meritați până la urmă, da? Așadar, acest 10 de cupe, iată că vorbește despre împlinire la nivel de cuplu, împlinire în dragoste pentru mulți dintre voi care privesc la acest video. Așadar, dacă ați trăit o dezamăgire vis-a-vis de acest rege de bâte, vis-a-vis de o persoană, spuneam, care a rămas foarte atras sau atrasă de altcineva, ați trăit această dezamăgire, va sosi momentul în care și voi veți fi ridicați sau ridicate spre ceva cu totul și cu totul mult mai înalt. Veți cunoaște dragostea sublimată alături de o persoană care vă merită cu adevărat. Hai să vedem și următoarele cărți. Wow, dragii mei, priviți ce cărți pozitive, nu pot să cred. Soarele și patru de bâte. Căsătorie, împlinire, ambiție, recunoaștere, da? Foarte multe lucruri pozitive pentru voi doi, dragii mei, pentru voi, în primul rând, cei care priviți la acest video și o anumită persoană pe care o veți întâlni în perioada următoare. Succesul se deschide spre voi în această perioadă. Veți obține recunoașterea pentru care ați muncit atât de mult, da? Mulți dintre voi v-ați dorit poate să realizați anumite lucruri, fie când vine vorba de munca voastră, de afacerea voastră sau de activitatea voastră pe plan personal, și iată că acum lucrurile încep din ce în ce mai mult să se pună pe cale pentru voi, da? să arate că vor merge în direcția cea potrivită pentru voi. Și da, se pare că împlinirea vine mai ales la nivel relațional pentru majoritatea dintre voi, pentru că da, chiar dacă trecutul vostru a arătat puțin sumbru în legătură cu acea persoană la care ați ținut foarte mult, acea persoană se pare că nu era cel mai potrivit sau cea mai potrivită pentru voi și da, va trebui să renunțați cu totul la gândul la acea persoană și să vă reorientați spre această nouă ființă care va veni cu această solaritate în viața dumneavoastră și care va aduce din nou buna dispoziție și veselia pe chipul tău, în sufletul tău, dragul meu sau draga mea. Patru de bâte arată căsătoria cu o persoană care te merită, spuneam, o persoană cu totul și cu totul excepțională, care îți va arăta un nou drum pe care voi să mergeți de acum înainte. Așadar, vă așteaptă căsătorie, împlinire la nivel de cuplu, foarte multă fericire. Hai să vedem și următoarele cărți. Iată că avem aici 10-le de bâte, dragii mei. Se pare că unii dintre voi sau unele dintre voi trăiți încă la acest nivel al dezamăgirii.
Vă simțiți copleșiți, copleșite de acea situație care a existat în sufletul vostru. De ce? Pentru că voi sunteți persoane foarte iubitoare, foarte afectuoase, da? Sunteți niște persoane care erați obișnuiți sau obișnuite să dați totul când sunteți într-o relație, da? Și voi ați dat totul în acea relație din care ați rămas dezamăgiți sau dezamăgite. Dar iată că destinul va veni pentru voi să-și ia revanșa. Se pare că veți primi tot ceea ce voi nu ați avut până acum, da? Veți primi afectivitate din partea unei persoane cu adevărat excepțională. Veți primi dragoste, iubire, prețuire din partea acestei persoane, astfel încât voi veți da uitării greutățile prin care ați trecut. Și hai să mai luăm un card. Da, iată că avem aici o cascadă, dragii mei, o cascadă argintie, da, care, după cum se vede, este încântătoare. Exact cum este așa această cascadă, dragii mei, dragile mele, voi va trebui să nu vă mai lăsați copleșiți de griji, de preocupări externe, da, și să lăsați ca totul să curgă spre voi, da, exact cum curge această cascadă. Și da, odată cu venirea acestor păsări deasupra cascadei, vor veni și vor începe să curgă și veștile bune în viața dumneavoastră. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că se creează între dumneavoastră și o anumită persoană din viața voastră o legătură cu totul și cu totul specială, o legătură psihică foarte puternică, și când vorbesc de psihic, psihic vine de la psihe, care înseamnă suflet, da? Această conexiune de suflet se pare că se bazează pe faptul că voi sunteți suflete pereche, sunteți două persoane, două suflete care ați fost menite să vă întâlniți și în această viață pentru a vă continua evoluția. Toate cele bune!